Google anunță noi funcții pentru telefoane, tablete și smartwatch-uri. În prim plan se află opțiunea Reading Practice, dar mai multe despre toate aceste noi opțiuni vine colega mea cu informații, Tatiana Beliuță. Cum funcționează mai exact opțiunea nouă de la Google, Tatiana? Monica, Reading Practice este dedicată copiilor care învață să citească în limba engleză. Funcția e prezentă în cărțile electronice dedicate acestora din Google Playbooks. Cei mici sunt încurajați să citească cu voce tare, iar opțiunea oferă feedback în timp real atunci când sunt cuvintele pronunțate greșit. Noua funcție e disponibilă atât pe telefoanele Android, cât și pe tablete. Google a adus noi widget-uri pentru aplicațiile sale, Financial Watchlist, Google News și Google TV. Tatiana, de mai multe ori ne confruntăm cu probleme de securitate, mai ales în mediul online. Cum ajută Google în acest sens? Monica, la acest capitol, membrii Google One pot primi alerte în cazul în care contul lor de e-mail a fost expus pe Dark Web. Funcția e momentan disponibilă doar în SUA, însă va fi lansată în curând în alte 20 de țări. Nu știm deocamdată dacă România se află pe listă. Îți mulțumesc, Tatiana!